o vreme superbă. În mașina mică. Undița. Da, spuneți. E cineva lângă mine. Tot la fel un pescar. Eram la Fagurier. Vezi, poate mai mă duc la Piatra Neamț. Acolo în spate la sediul la Piatra Neamț, la Fagurier. Evita mai balta. Să vedem dacă vă pot alua vreunul. Să vă arăt. A scăpat. Vine altul. S-a dus? Da. Trebuie să vă arăt și dumneavoastră. Că pentru dumneavoastră viu la pescuit. Uitați-vă caras. O să vă arăt. Ca și ieri, caras de caras. Stai așa să intră. Ușor, ușor. Ușor. M-am dus. Trage. Nu. Ten. Da, aia face așa urât. Da. Da, a plecat cu ea. Plecat direct. O fi dat din coadă. Asta e certat. Ușor. Gata. Nu! Ia uite cu... Incredibil. Da, are un pui. Da. E de bele. Gata. Hai că... Scăpă niște carași mari, frumoși, exact la picioarele mele. Intră în stup și nu mai știu ce să mai fac. Banditul. Stă ca și vara, cred că asta este o caracteristică, dacă aș putea numi așa, numai lângă stup. Foarte, foarte aproape lipit de stup. Avem mâncare la dispoziție, nu mai pleacă de acolo. Să mai caute și în altă parte. Nu are nici de ce să plece. Și uite așa. Ia, hai. Au, nimeni nu știu. Uite așa. Încurci și agăți o groază de ace pierzdară, asta e problema. Ideea că distracție mare. Este și domnul administrator aici. E altceva în momentul în care înțep un pește, mai răsărit. Crapten mă ajută. Având, și am repetat asta mereu, având telefon într-o mână, băț într-o mână, mai greu și cu minciocul și cu... Și să fiu și sincer de mine. Hai. E bandit. E un bandit. E un bandit, dar nu ne lăsăm. Foarte multe păsări, rațe, cormoran, nu mai vă spun. Deci că... Deci că avem primăvară. Mai e puțin. O zi în care soarele bate pe suprafața apei, greu să vezi
Da, de dur pe lângă de vorbesc singur. A zis și ten. Poate văd și un crap. Am înțepat unul, dar sare din el, imediat sare. Hai mă! Am pus o libelulă artificială și dă în ea până unde bune, dar nu ia, dă în ea. În fine, dacă prind, mă arăt. Gata? Ai pornit live-ul? Gata. Gata. Mă apuc să trag de el. Trageți ușor, să nu-l zăpăcim. N-am. Ce să se miște? Aoleu, mă scuze. Vine. Oh! Ah. Stați așa să nu mă ceași, m-am mudat, păi am teneși. Să nu intru, aduceți-l puțin. Imediat că ușor plecăm. Vezi că pleacă. Pleacă de nebun, pleacă. Opa. Asta e. S-a adus. M-am mutat. Mereu zic că în momentul care înțep crap, ten, să sperie. Și o perioadă mai lungă nu mai trage nimic. Hai! Din cauza asta caut alte și alte locuri. Am venit aici, sunt singur. În dreapta mea de administrator cu niște prieteni. Ia! Hai mă! Am plecat. Hai, hai. Fuu. Ia uite. Am lupte de lupte. A trebuit să stau cu telefonul în permanență pornit să vă arăt ce mi se întâmplă. Bună ziua, Dumitru. Crapte, nu știu ce. Aici e. Decât să vină, nu știu dacă îl scot singur, dar nu prea mă... Am spus, am venit să prind niște caras. Luptă cu el. S-a încălzit și are mult mai multă forță, mult mai multă forță. O să mai vă arăt, sunt sigur că mai vine, dar trebuie să vedem pe unde este. Unde s-a dus? Incredibil! Ia uitați-vă unde s-a dus. Ce ușor! De asta cum se face vârful și mai tare și mai tare că nu pot să-l ridic. Uitați-vă și de asta. Gândiți-vă. Ia uite. Pot să-l ridic de pe... N-a ridicat. Ce frumos. E greu. Unde s-a dus? Stați că e greu de tot. Intră niște... Stai și nasul ăla. Ia uite ce. Iar sunt, uitați, asta e cea mai mare greutate, să ridic peste stuful ăsta. Să vă arăt la final câți cascara și-am luat. Uite-o! Aleu!
Unde e? Hai, Bibi, hai! Unde s-a scos, frate? Hai că am avut o serie, cred că am luat 5-1 după asta. Ah, frumusețe. Da, să dau mai mare, să vedeți și din asta de unde mă iau. Direct în fața mea de la stufura din colț. Trebuie să vede unul. Apă mică. Și eu imediat. Așa. Așa că... probleme. Dacă întragi. Așa se întâmplă mereu, se întâmplă... E turbat ăsta. De să... Tot așa. Iar să vă faci... Mamă, cât este. E cum face. Să vedeți și de asta. Să nu s-o-ți bată aici, în rest totul e bine. Ușor, hai, hai! Am luat. Am înghețat. Da, să mai răsc, să vedeți și dumneavoastră. Pe unde pot să o plantez? Din această cauză spun că este pescuitul greu aici. Dăm numai și numai în... Înrociți. Hai, hai. Hai, mă. Trebuie să stai ascuns, că se sperie, trebuie să... multe. Hai. Ia uite, a luat-o. Hai. Să... Unde e? A, ce-a-ți-o. Și-a de chinu, nu? A încurcat undița, adică a încurcat firul acolo, mult. Am vreo 3 linii ca să fiu sigur că altfel se încurcă și decât să le fac pe baltă. E chinu, dracu. Hai, mă! Unde ai? Hai, mă! Hai, hai! Eu cum dâns tuful ăsta din stânga este uluitor. Dar bine, ținând pluta pe fund, mai greu îl iei. Mult mai greu. Unde e? A. Unde e, mă? Băi, este incredibil. Unde e? A. Dă-i pe lângă un milimetru și nu ia, nu ia. Pleacă ușor pe mă pe fund și aștepți. Sincer, îmi trebuie niște libelule de-alea, de libelule. Adică niște libelule normale, nu de atât de... Pfa, aleu, ia! Am surzul. Credeam că am surzul în... Stați o secundă. Așa, hai! Am dat un milimetru, cât de cât, că altfel n-am trăsături, nu vă pot arăta pește. Și așa... Trebuie așa, dar... Hai, hai, mă! Incredibil! Incredibil! A scăpat în saluntă, cred că era, iar trebuie să se uite fiul meu, că iar, bineînțeles, Dumnezeu Hristos, Doamne, Doamne, după ce că e greu, zic.
Nu m-a interesat. Sincer să fiu, am venit exact după caras. Încep, pleacă. În fine, asta e. Partida de astăzi s-a trebuit fără teme de peștere. Au fost eu administrator și câțiva băieți prietenii dinsului. Acesta este caras. După el am venit. Să vezi ce frumos este. Un caras. V-am spus, nu știu să-l filmez. Să-l fac mai mare, mai mic. Fără tot ce am venit. Caras. După el am venit. M-am luptat cu banditul. Am și scăpat mulți. Am scăpat ciortana. Un ten, v-am arătat parcă un ten. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Bijuterii. Frumuseți. O zi frumoasă vă doresc, numai bine.